Bineînțeles că și societatea arăta altfel. Noi, dacă am vrea să vedem cum arată societatea noastră cu adevărat, ar trebui să ne deschidă Dumnezeu ochii minții, să vedem cam câte vagoane de bani stau prin conturi pe afară, carate de aici spre alții, nu de la alții spre noi. Că astea-s povești cu fonduri europene, cu fonduri nerambursabile, cu noi, astea-s prostii. Noi plătim din isar ochii pentru nimica timir ce au spus ăștia, 1 sau 2% sau 7% am luat și noi de la alții, că restul au luat alții de la noi. Dar de ce vă spun lucrurile astea? Chiverniseala unui lucru o găsiți în modelul personal al creștinului. Du-te la o femeie cu 4 copii, are 10 milioane salari. Ea din banii ei îmbracă, din banii ei îi hrănește, din banii ei îi duce la școală, din banii ei îi duce la biserică, din banii ei îi duce la piață, din banii ei plătește cablu, din banii ei plătește tot ce are de plătit. Și ea îi învârte și îi sucește să mai rămână cu 3 lei în portofel până i-au dat pensia sau salariul. Da, du-te la un om sătul de viață, care într-o noapte cheltuie cât te chivernisești într-o lună. Da, cum spune, cel flămând cu pâine în gând, dar cel sătul nu-l crede pe cel flămând. Și atunci, ce spune psalmistul? Bogații au sărăcit și au flămânzit. De-aia se spânzură, de-aia se sinucid, de-aia își pun capăt zilor, de-aia înfundă pușcăriile, pentru că nu au chipzuință. Dumnezeu îi întunică și le ia logosul logicii și a minții echilibrate. Eu am mers într-o zi în piață și am văzut un gest. Eram la o tarabă, era o băbuță de asta simpatică, ofilită, așa ca o stafiduță, și căuta, nu știu ce vrea să-și cumpere. Și zice, cu cât dați acolo, nu știu ce? Eu m-am uitat, îmi trebuia niște pătrunjel, l-am luat, îmi trebuia niște ceapă, am luat, am plecat. Dar am fost atent la gestul ei și zice, păi, 2 la 3 lei sau nu știu cum era acolo, sau 1 la 2 lei sau 1 la 1 leu, spunea ceva doamna aia care vindea acolo. Dar ea pune niște bănuți așa mulți, așa în mână, ea șază, era mititei tezi ăștia de 50 bani, de 15 bani, de nu știu ce. Și-și face ea un calcul acolo, tot îi învârte, îi sucește, am stat și m-am uitat în mod intenționat. Zic, măi, îți văd eu ce face băbuța aia. O făcut 2 fâșici de câte 1 leu și-și-o luat 2 legături de pătrunjel. Din aia de 15 bani, care noi aruncăm sau nu dăm 2 lei pe ei, sau, da, bicuți. Așa, după aceea, o luat de 50 de bani și și-o luat ceva, tot o legătură din nu știu ce. Discret, n-am făcut un gest, n-am considerat o milostenie, am făcut așa un gest de plăcere, zic, uite bunică, ai 50 lei, ia-ți mătat ce vrei de pe aici să-ți ajungă. Vai, părinte, dar lăsați, nu trebuie, lasă-i, zic, i-am găsit pe jos, nu să-i mei, zic, bă, dar prost ești, folosește-i. Și ea așa de bucuroasă după aia, dar nu i-o străcat, i-o băgat pe ea în buzunar și o scoț alții iarăși mărunței de acolo și ea s-o dus și o chivernisit acolo piața în continuare și o mai luat una și alta. Chibzuința este dar divin, măsura este dar divin, înțelepciunea este dar divin, smerenia este dar divin, evlavia este dar divin, educația este dar divin, modestia este dar divin, când ești înfatuat și plin de impresii și plin de figuri și vrei ca și în biserica lui Hristos tot să se dea înlături că ai venit tu la biserică, e o mare amăgire.